Lovitură grea pentru femeile însărcinate din Arad, deși luna abia a început, laboratoarele au rămas deja fără fonduri, așa că nu se mai pune problema de analize gratuite sau măcar compensate. Medicii sunt și ei disperați. Dacă gravidele nu-și fac analizele, există pericol atât pentru făt cât și pentru viitoarele mame. În loc să se bucure de sarcină, gravidele din Arad sunt disperate. Mergi la medic în fiecare lună, la consultație. Analizele gratuite sau compensate sunt doar istorie. Și cu multe dintre femei nu au de unde să scoată banii necesari investigațiilor, se roagă ca totul să fie bine. Probabil că o să le anulez, că situația financiară e așa cum e. Or luat din timpul de stat acasă, or luat din banii de stat acasă, or luat laptele de la copii, acum le ia tot. În funcție de ce analizau pe listă, între, cu foarte mare aproximație, cam între 30 de lei și 500 de lei. În acest moment nu avem bani. Fiecare face după cum are posibilitățile, sau își plătește, sau așteaptă până primim banii. Un singur laborator din oraș mai face analize gratuite, numai că fondurile se epuizează imediat. Sunt fonduri multe din Puține? Puține. Cam pentru câte zile s-a întâmplat? 2-3 zile maximum. Medicii sunt și ei disperați. Ne confruntăm cu foarte multe gravide care ajung la termen fără să aibă investigații și cu urmărire completă. Implică riscuri deosebite, atât în cursul sarcinii, cât și în momentul nașterii, atât pentru mamă, cât și pentru făt. Casa de asigurări de sănătate vine cu promisiuni. Noi credem că, începând cu data de astăzi, situația se deblochează, să spunem așa, și se poate asigura accesul asiguraților la serviciile medicale. E nevoie de semnarea unui act adițional cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru ca laboratoarele să primească bani pentru analize gratuite, act care până acum nu a fost semnat.